Taci! Că Marius Budăi dezvăluie cum a redus cheltuielile la minister. Ia, chiar sunt curios. Sunt ceea ce putem face și până la urmă ceea ce trebuie să facem. Băi, totuși, adică... N-ai, adică e, domnul Budăi e foarte încifrat așa. E, e, e chiar filozofic. e, nu, ne, ne, Cum? Marius Budăi dezvăluie cum a redus cheltuielile la minister două puncte. Sunt ceea ce putem face și până la urmă ceea ce trebuie să facem. Ok, deci Marius Budăi dezvăluie. Am oprit o parte din achiziții, am schimbat prizele. Bun, e bine? Am renunțat la unele deplasări. Ministrul Muncii Marius Budăi a afirmat că a luat mai multe măsuri pentru a reduce cheltuielile la ministerul pe care îl conduce, printre care oprirea unor achiziții care nu erau urgente, schimbarea prizelor cu unele cu tehnologie avansată și renunțarea la unele deplasări. Asta am mai citit odată? Ok. A, asta a spus chiar duminică la Antena 3, a spus domnul Budăi. <laughs> Mi-aduc aminte totuși de, vorbind despre cum a înlocuit prizele în minister domnul Budăi. <laughs> cu unele inteligente, totuși, priza să fie inteligentă, asta e tare. Totul, vedeți, trenușurul nostru trebuie să fie inteligent, poate pentru că noi nu mai suntem. Deci, mi-aduc aminte de ministrul mediului care a spus, care a spus că tot așa, cu caloriferul, că îl oprește cu luminile, cu nu știu ce, și a zis după aia că totuși mașina electrică trebuie să fie treaba noi ne schimbăm prizele și becurile și asta ca să facem economia vieții și o mai ardem pe mașini electrice? Adică asta e Dumnezeu. Ok. Avem aici un, un, un articol foarte bun zice din Hot News de sâmbătă. Avem aici pe Ecran, ministrul finanțelor spune că pensiile vor avea o creștere mai mare decât prevede legea <laughs> în 2023. Sună bine asta, adică sună într-o... Dom'le, cum o să... Donne mai mare decât prevede legea. <laughs> Foarte bun. Pensiile se vor majora, ok. E aici, cetățeni, asta cu pensiile se vor majora, sigur că poate că se vor majora, nu, nu, contez că se... Va fi complex Următoarele două luni vor fi complexe. Avem... Stați puțin că aveam aici un articol tot cu domnul... În g 4 Media aveam un articol cu domnul Budăi. Gata, l-am găsit. Avem aici Marius Budăi. Am ajuns la concluzia de sus. Vreau că, că pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie cu cel puțin 10%. În coaliție și în gândirea noastră poate ar trebui mai mult... Dar trebuie să avem un echilibru între măsurile economice și pachetele sociale, ne spune domnul Budăi. Uh, e bine, e bine asta. Uh, foarte tare, uh, tot ce se gândește PSD-ul să facă și cu domnul Budăi, n am nicio îndoială că le vor ieși toate lucrurile foarte bine. Doar că avem aici o, un articol în întorc la ziare.com, și avem de ce crește inflația dacă salariile scad. Uh, pentru că nu există nicio legătură. Între inflație și salarii, de asta. Eu sunt pur și simplu uluit, absolut uluit, în legătură cu faptul că pare că aproape nimeni în România, practic nimeni, nu înțelege ce e inflație și ce. Adică, de ce crește inflația dacă salariile scad? Pentru că nu e nicio legătură dar nicio legătură. Analist: Noi ne-am dus mult mai rapid în brânci pentru că nu am avut nicio plasă de salvare. Sincer să fiu, eu nu am văzut cum ne-am dus în brânci încă. Asta, cel puțin în România. Inflația a ajuns în luna septembrie la 15,9%, după ce în luna august era de 15,3%. Salariile românilor nu au crescut și nici nu există premize ca acesta să crească. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, salariul mediu net a ajuns în așa la ba, 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 ba. Cu toate acestea, deși teoretic nu este cerere, rata inflației a crescut continuu. BNR, deși nu există cerere. Ok. Um... Zice, BNR se așteaptă la o temperare în lunile următoare. Eu nu mă aștept la o temperare în lunile următoare, deloc. Însă, analiștii nu exclud varianta ca din inerție inflația să mai crească puțin. Nu, inflația va crește. Că poate va fi o lună în care inflația, să zicem, cal calculată cum e calculată, că nu mai intrăm în detalii, să fie un piculic mai mică și, ok, se poate întâmpla, dar să nu ne amăgim cu asta. De ce scad salariile dacă inflația crește? De, deși în situații de creștere a inflației companiile tind să-și fidelizeze angajații cu o creștere salariare care să acopere rata inflației, anul acesta nu s-a întâmplat acest lucru. Angajatorii nu-și mai permit să plătească bani în plus angajaților. De ce se întâmplă acest lucru? Analistul economic Adrian Negrescu, eu, eu mă întreb dacă domnul Negrescu doarme vreodată. Deci eu îl văd oriunde mă uit, pe orice post mă uit, orice site deschide domnul Negrescu. Nu, nu, nu înțelegeți că nu, Doamne ferește, nu zic ceva rău, nu permis să zic eu ceva negativ despre Domnul Negrescu, că nu, nici n-am de ce. Dar, chiar mă întreb, pe bune, când doarme vreodată, pentru că e prezent non-stop peste tot. Zice, disponibilitățile financiare ale companiilor sunt tot mai reduse, nu mai au din ce să crească salariile. Da, așa se întâmplă când ai recesiune și ai și inflație. Se numește stagflație. Asta este denumirea. Eu tot vă spun că vom avea stagflație încă de anul trecut, de când am spus că Bitcoin se va duce sub 20.000, când era la maximul istoric, de 69.500. Și zicea lumea că sunt nebun, mă rog, ăștia bitcoinarii din România și mă și înjurau că atât ai duce capul. Între timp s-a dus sub 20.000 și vă reamintesc că în curând se va duce sub 12.000. Binișor sub 12.000. Și tot atunci vă tot spuneam așa că o să fie stagflație. Nu pentru că aș fi eu deștept, pentru că în mod evident nu sunt, ci pentru că am fost suficient însă de inteligent să găsesc niște cetățeni care chiar să pricep când spun ce spun și asta spun cu multe argumente pe care nu ne apucăm acum să le dezvoltăm într-o emisiune de televiziune la orele acestea.